Așa cum ne-am obișnuit la Biblioteca Județeană Alexandru Dobescu, putem lua parte la atelierele care sunt destinate elevilor și cadrelor didactice. Așadar, pentru că vin sărbătorile și spiritul Crăciunului trebuie să fie prezent în fiecare zi, la Biblioteca Județeană în această perioadă se desfășoară atelierele lui Moș Crăciun. Ce faci tu astăzi aici? Facem niște decorațiuni pentru brad aici. Îți place ceea ce faci? Da, îmi place. O vei duce în brăduțul tău? Da. Ce vei face tu aici? Vom face o lună. Da. Și îți place această activitate? Da. Cu cine ai venit? Am venit cu doamna mea și cu toată clasa. Cum v-ați gândit la această acțiune? Ne bucurăm să fim, cred că pentru a n oră, aici la Biblioteca Județeană, activității la care participăm cu mare drag. Copiilor le place ceea ce fac, sunt implicați, după cum vedeți, și întotdeauna venim cu drag aici. Doamnele de la bibliotecă ne pregătesc în permanență surprize noi, copiii au și citit. Cum au primit ei această veste că vor veni la bibliotecă? Ei oricum vin aici la bibliotecă, sunt și înscriși, vin să citească, sunt pasionați de citit și, drept urmare, venim ori de câte ori este nevoie, cu orice ocazie a diverselor evenimente. Când ai auzit că vei veni la bibliotecă, cum ai reacționat? Fericire, am zis stare de fericire. Îți place să vii la bibliotecă? Foarte mult. Și ești alături de colegii tăi, de prieteni? Da. Și au fost bucuroși toți? Da. Deci, vă place să veniți la bibliotecă? Foarte mult. Ce ai făcut tu astăzi aici? Un brad, cam un brad așa și ornament pentru Crăciun. Da. Ți-a plăcut să faci acest lucru? Da. Și ce vei face cu el? Îl voi agăța, îl voi pune în camera mea. Ce faci tu astăzi aici? Facem un baradeles de Crăciun. Ce vei face cu el? O să îl punem ca decorațiune în casă. Foarte frumos. Ai mai fost la bibliotecă? Da, de multe ori. Ce-ți place cel mai mult la bibliotecă? Să citesc și să facem decorațiuni de Crăciun. I-ai scris moșului? Da. Ce-ți dorești tu de Crăciun? Un birou. Ți-a plăcut astăzi aici? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Să fac acest săculeț. Ce vei face cu el? O să-l pun în camera mea și... Apoi îl vei păstra amintire? Da. De aici. Vei mai veni la bibliotecă? Da. Timp de 2 săptămâni... am găzduit evenimente pentru elevii din Călăraș, din județul Călăraș, am avut și din localitățile limitrofe și din întreg județul. Am găzduit atelierele lui Moș Crăciun. Atelierele lui Moș Crăciun sunt niște ateliere de dezvoltare pentru ei, atât de creativitate, cât și pe partea avem ateliere de lectură, niște ateliere în care citim despre tradiții, despre obiceiurile din zonele noastre, dar și povești pentru copii cu tematică de Crăciun. În proiect au fost implicate foarte multe școli din Călăraș, mulți copii de toate vârstele, în primul rând învățământ primar. Sunt cei care ne-au solicitat cel mai mult prezența la aceste ateliere și unde am confecționat, printre altele, coronițe de Crăciun, brăduți, globulețe, felicitări, în funcție de vârstele și abilitățile copiilor. Au fost elevi de la școala specială, au fost elevi de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu, de la Căscioarele, de la școala Tudor Vladimirescu, de la Titulescu, de la Unirea, de la Mircea Vodă, de la Carol, din foarte multe școli, în funcție de cum am apucat să programăm.